Consiliul Județean Hunedoara a aprobat închiderea pe perioada iernii a numai puțin de 27 de drumuri județene. Majoritatea acestora sunt în zona montană. Sectoarele de drum vor fi închise începând cu data de 15 noiembrie până în data de 31 martie anului viitor. Printre tronsoanele închise figurează și drumul județean 709F, drum cuprins între Cabana Rusu și Cota 1600 din Parâng, a cărui asfaltare a fost finalizată anul trecut. Oficialii județeni spuneau că odată asfaltat, drumul va fi deschis turiștilor, indiferent de anotimp. Acest lucru nu s-a întâmplat însă nici anul trecut și nu va fi posibil nici anul acesta. Accesul în Parâng se va face până la mijlocul lunii martie anul viitor, doar cu telescaunul.